În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, iată cu mila lui Dumnezeu și cu rugăciunile Maicii Domnului, am ajuns în duminica a doua a Sfântului și Marelui Post. Duminica aceasta este închinată Sfântului Grigorie Palama. Am vorbit zilele trecute despre învățătura dumnezească a Sfântului Grigorie Palama. Am zăbovit atât cât ne-a îngăduit neputința noastră asupra învățăturii sale, învățătura aceasta care vine de la Duhul Sfânt, cea care face practic distinție între ortodoxie și toate celelalte cugetări omenești, lumești sau care vin de la alte duhuri. Ortodoxia este învățătura mântuitoare, cea predanisită nouă de Sfinții noștri părinți, prin Sfinții apostoli, mucenici, rugători, mărturisitori și vine de la însuși Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. O să revenim asupra acestea, o să revenim asupra Sfântului Grigorie Palama, pentru că de fiecare dată este nou și înnoitor, aduce lumină și în seriile catehetice, în seriile de duhovnicești, vom reveni la subiectul acesta atât de minunat, atât de binecuvântat și atât de plăcut bisericii și sfinților ei. Astăzi Mântuitorul nostru ne pune înaintea ochilor duhovnicești și a celor trupești până la urmă un moment din lucrarea sa pe pământ, un moment care se petrece în Capernaum, să spunem locul de reședință al misiunii sale. Aici a găsit o mare dragoste, aici a găsit înțelegere la oamenii din Capernaum, oameni simpli, oameni care de generații își câștigau existența prin lupta cu natura, prin lupta cu marea, pescari, oameni care se osteneau și osteneau ca să-și câștige existența și din acest motiv, iată, l-au primit atât de frumos, orașul în care avea să facă atâtea și atâtea minuni, mii de oameni care veneau din alte cetăți, veneau în Capernaum și se vindecau. Știm foarte bine că un loc binecuvântat în care venea Mântuitorul Iisus Hristos era casa lui Petru, acolo unde știm că a vindecat-o și pe soacra acestuia și de asemenea mii de alți bolnavi pe care Petru i-a primit cu mare bunăvoință în casa sa și în curtea sa. Iată, astăzi ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu că s-a întors în Capernaum și era de câteva zile acolo și lumea a auzit că este Hristos în Capernaum și a dat năvală să audă cuvântul său. Cât de minunat trebuie să fi fost cuvântul acesta, cât de minunat trebuie să fi fost, cât de hrănitor duhovnicește, cât de vindecător putea să fie acest cuvânt, numai la auzirea lui dobândeai pacea, dobândeai bucuria, încât știm că mii de oameni veneau și îl împresurau, de nu mai era cu putință să arunci un ac acolo sau să treacă un om să se apropie. Știm aceasta de multe ori și cu femeia care suferea de curgerea sângelui, care se lupta să ajungă acolo. Știm și de vameșul cel mic de statură, care s-a urcat în dud pentru că nu putea să ajungă la el. Știm asta și atunci când a mulțit pâinile, erau mii și peste 10.000 de oameni care veneau și stăteau de dimineață până seara, chiar câteva zile, să-i asculte cuvântul. Cum putea să fie acel cuvânt? Cât de minunat putea să fie acel cuvânt?
cât puteau să înțeleagă oamenii aceia rațional, nu putem să ne dăm seama, dar știm că acel cuvânt era vindecător și că le făcea bine și le dădea o nădejde. Lumea era cuprinsă de deznădejde. Moartea, boala, făceau ravagii între oameni. Oamenii nu aveau nicio nădejde că se mai poate întâmpla ceva. Și iată, în fața lor stătea Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care avea să surpe tirania și robia morții. Ne aflăm deci în Capernaum, oamenii îl îmbulzesc, dau năvală într-o casă, încât nu mai era loc să intre nimeni. Și ascultând cuvântul, iată că se petrece un fapt minunat. Pe o targă, patru bărbați aduc un paralitic. Îi spune slăbănog, așa era numită în popor boala aceasta, slăbănogire, pentru că într-adevăr la paralizia de mulți ani, mușchii erau cu totul și cu totul atrofiați, omul era numai piele și os, nu putea să se mai miște, stătea chircit pe o targă, iată, care era cărată de patru bărbați. Mare trebuie să fi fost prietenia acestora, mare trebuie să fi fost mila lor, dragostea lor, încât l-au luat pe umeri, auzind că Hristos este acolo, au vrut să ajungă la el și neputând, au urcat pe terasa casei, au desfăcut acolo locul care era obișnuit în casele iudeilor pentru aerisire, au coborât targa pe funii și au pus-o la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Și spune evanghelistul Marcu atât de frumos, și văzând credința lor, i-a spus îndată slăbănogului, înfiindu-l, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și văzând credința lor, îndată i-a iertat păcatele. Deci acest om nu putea nici vorbi, nu putea să se miște, nu putea să se roage, așa cum înțelegem noi că facem o cerere sau o rugăciune către Dumnezeu, sau către cineva care ar putea să ne ajute. În fața sa era un cadavru și mai deplâns decât orice om, stătea neputincios, fără niciun fel de nădejde, cu o boală care produsese niște vătămări, care în mod normal, după rațiune, după știință, sunt irreversibile. Cel puțin în momentul acela știm foarte bine și avem, chiar avem oameni aici care se ocupă de lucrul acesta, că după o anchiloză, după ce nu ți-ai folosit un membru luni de zile, este nevoie de alte multe luni pentru recuperare. Mușchii slăbănogesc, articulațiile se osifică, ligamentele își pierd din elasticitate. Și câtă durere, unii nu se mai recuperează niciodată pentru că nu au voința de a trece și puterea de a trece peste puterea, peste durerea de a forța ligamentele, mușchii, în sfârșit cele pe care le-a pus acolo Dumnezeu atât de minunat, și ei rămân cu totul și cu totul anchilozați. Ei bine, cum ar fi cu putință ca acest om să se poată ridica de pe targă când nu are funcția, a pierdut funcția, chiar dacă ar avea puterea aceasta, chiar dacă ar fi vindecat, a pierdut funcția de a sta în picioare, funcția de locomoție, pentru că nu mai are mușchi. Este cu neputință să credem acest lucru cu puterea minții, cu puterea rațiunii, cu puterea înțelegerii, fie ea și științifică sau mai cu seamă științifică. Și iată, Mântuitorul Iisus Hristos stă lângă el, așa cu blândețe, cu bucurie, și văzând credința celor care l-au adus, dragostea lor, îi spune un lucru care pare la prima vedere așa ca o binecuvântare. Iertate îți sunt păcatele tale. Sigur că până aici pare absolut firesc, numai că aceasta era considerată de către iudei, era considerată hulă, blasfemie. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?
Iată la ce îi obligă Mântuitorul Iisus Hristos, atât de frumos îi conduce în zona aceasta, măcar că rațiunea le spune că nu se poate așa ceva, se scandalizează, atât de frumos, atât de dumnezeiește, într-o pedagogie dumnezeiască și caldă, îi conduce spre o întrebare extraordinară. Cum poate acesta să spună iertate sunt păcatele, când singur Dumnezeu poate să facă aceasta? Și atunci, fiindcă era Dumnezeu și fiindcă este Dumnezeu, știind dinainte, dar și văzând în inimile lor, îi întreabă blând, fără niciun fel de mustrare, o întrebare ca de părinte iubitor: de ce cugetați cele rele și viclene în inimile voastre? Cine ar putea oare cunoaște ce e în inima ta? Ce spui tu acolo în adâncul inimii tale atunci când în fața ta se petrece un lucru reprobabil, să spunem, și tu totuși îți păstrezi oarecum calmul, îți păstrezi cuvintele, nu le rostești și, deși nerostite, cineva să-ți spună: de ce ai spus asta în inima ta? Ei bine, Dumnezeu, care cunoaște inimile și rărunchii, le vede inima și vede că acolo, în inima lor, împotriva oricărei evidențe, împotriva adevărului vădit, lămurit, ei se îndoiesc și cred într-o lege care nu putea să facă nimic, nu putea să-i însănătoșească, nu putea să-i facă mai bun și nu putea să-i învieze, să-i scape de moarte. Și întreabă atunci mai departe, pentru că aceia sigur rămân perplexi, văzând că le cunoaște duhul inimii lor, îi întreabă mai departe ce este mai lesne a spune: iertate sunt păcatele tale, sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Ei bine, la aceste cuvinte, slăbănogul acela, paraliticul acela pe care vi l-am descris, așa cât m-am priceput, să ne închipuim un sac de oase care zace pe o targă încropită din niște scânduri și două bare care sunt purtate de niște bărbați, adică un cadavru care mai are doar respirație și poate activitate cerebrală, iată, stare de pe targă, își înfășoară targa aceea și o pune în spate și pleacă spre casa sa. Fraților, aici nu putem decât ori să ne unim, ori să ne despărțim. Nu avem altă soluție. Cum adică vine asta? Ori aceasta este o nălucire, un bas meșteșugit și noi suntem nebuni cu toții. Și asta poate fi o opțiune, cel puțin din punct de vedere rațional. Ori lucrul acesta s-a petrecut întocmai, o minune la care ți se taie respirația, ți se taie orice fel de aparat critic și nu mai înțelegi nimic și rămâi cam pietrit, îngrozit. Acela spune că dădeau slavă lui Dumnezeu, că așa ceva nu s-a mai văzut niciodată. Sigur că pentru cei care nu cred în cruce, nu cred în înviere, lucrul acesta pare o nebunie. Și chiar este o nebunie. Nu este cu putință așa ceva din punct de vedere rațional. După rațiunea omenească, după înțelegerea omenească și după datele pe care ni le oferă chiar știința de mileniu 3, de secol 21, nu este cu putință așa ceva. Dar ceea ce nu este cu putință la om, este cu putință la Dumnezeu. Pentru că cine este acela care poate să ierte păcatele dacă numai, decât numai însuși Dumnezeu? Prin urmare, din moment ce la om nu este cu putință să facă așa ceva și din moment ce acela s-a ridicat numai la cuvântul celui care era în fața sa, se pare că avem răspunsul la întrebarea iudeilor
cum poate să ierte acesta păcatele când numai Dumnezeu poate să le ierte? În chip necesar, fiindcă numai logica mai rămâne în fața acestei perplexități, încheierea că cel care a făcut asta trebuie să fie Dumnezeu. Și este Dumnezeu și om, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aici, v-am spus, ne despărțim, nu noi între noi, ne despărțim de cei care spun asta ce vorbesc creștinii e nebunie. Ei spun că mănâncă un trup de copil și beau sânge de copil undeva într-un potir și că asta îi va învia. Așa înțeleg ei, așa înțeles încă de la începutul veacurilor, creștinismul a fost considerat ca o boală, o contagiune. Niște oameni primitivi, barbari și canibali care își mâncau copiii. Așa înțelegeau ei jertfa cea nesângeroasă, așa înțelegeau ei împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și problema noastră de astăzi este una care ține însă de neamul nostru, de creștinii noștri. Mulți dintre ei, mulți dintre noi, de fapt, care stau slăbănogiți pe targă, cred același lucru despre noi. Că suntem vetuști, este o religie revolută, veche, prăfuită, care nu aduce nimic nou, totul este un bas, o meșteșugire, o nălucire cu îngeri și cu raiul cel frumos pentru a ne mângâia durerile sau a ne face niște iluzii atunci când avem probleme. Iar ceea ce se întâmplă dincolo de catapeteasmă, să știți că din 100 de oameni care nu cred și care nu vin la liturghie, 99 nu întreabă niciodată. Niciodată nu m-a întrebat vreun om necredincios ce se află dincolo de catapeteasmă. Niciodată, dar absolut niciodată. Ca nu cumva ochii lor să se deschidă și să vadă și să vină, iar eu să-i vindec și să-i mântuiesc. De aceea spunea, ați auzit acolo cât de frumos am citit la utrenie, că ochii lor erau ținuți să nu vadă. Așa sunt ținuți ochii celor care stau sărmanii pe targă și așteaptă ca cineva să vină să ia în spate și să-i ducă în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Ochii lor sunt ținuți, urechile lor sunt ținute, buzele sunt pecetluite, le folosesc numai să blesteme întunericul și să aducă hulă, blasfemii împotriva unui Dumnezeu pe care nu-l cunosc, de care n-au auzit, pe care nu l-au simțit și, bineînțeles, că nu l-au gustat. Poate să fie ceva bun din Nazaret? Întreba Natanael. Și ce frumos îi răspunde Filip. Vino și vezi. Numai că Natanael nu zăcea pe targă, ci era sprinten ca o căprioare din pricină că nu avea viclenie, din pricină că avea inima curată, din pricină că nu avea fățărnicie și în acea inimă putea să lucreze Dumnezeu numai cu cuvântul, putea să lucreze în inima aceea încât el să fie primul dintre oameni care spune, dintre apostoli care va spune, tu ești Mesia Fiului Dumnezeu. Numai o inimă curată, lipsită de orice fel de viclenie, se poate întâlni cu Hristos față către față. De multe ori vorbim lucrul acesta, părinte, dar nu știu, nu sunt încredințat, am dubii, mă mișc, mă clatin în credința mea. Aceasta pentru că omul nu s-a întâlnit față către față, măcar că este cu Hristos, măcar că este epoca virtuală și oamenii se îndrăgostesc pe calculator, se îndrăgostesc, divorțează, se căsătoresc, își fac planuri, fără să se cunoască vreodată, iată că acolo se poate. Dar aici unde este o întâlnire reală cu Dumnezeu real, nu se poate. De ce nu se poate?
Pentru că este o condiție. Iată israelitean, iată creștin în care nu este vicleșug. Această binecuvântare, această stare este atât de binecuvântată, fraților, atât de fericit este omul în care nu este vicleșug, încât lui nu-i mai trebuie nimic, fuge de lumea aceasta. Chiar dacă este în lume, el este mai presus de lume, în sensul că Dumnezeu îl ține așa, într-o lume pe care El a făcut-o. Voi nu sunteți din lumea aceasta. Voi nu sunteți din lumea aceasta. Pentru că lumea aceasta are ale sale. Iar ale sale care sunt? Prejudecățile. Iată slăbănogii care stau acolo și nu știu ce se întâmplă, n-au auzit de liturghie, n-au auzit nimic, nu știu absolut nimic, dar vă spun că sunt gata să arunce primii cu piatra. Acum, sigur că da, nu spune evanghelistul Marcu pentru ce pricină era slăbănogul acolo, paraliticul. Poate a paralizat că a luat o supradoză. Poate că a paralizat că a făcut pe voinicul și s-a aruncat de pe stabilopoz și și-a frânt coloana vertebrală. Poate că a paralizat pentru că a făcut vreo boală, vreo infecție. Sau altceva, poate că a paralizat dintr-o boală congenitală, ereditară, părinții lui, bunicii lui. Nu ne spune evanghelistul Marcu care este motivul pentru care a ajuns așa, însă ne spune altceva. Că aceia de lângă el, fără să-l judece în vreun fel și mai mult decât atât, îl iubeau încât s-au dus, iar fiind ridicol, să te plimbi cu un cadavru în spate deasupra mulțimilor, cu targa în spate și să cobori prin acoperiș, închipuiți-vă să vedem acum că se face aici o gaură în tavanul acesta și unii ar coborâ, ne-ar lua prima dată un pic de spaimă și după aia începe să râdem de stângăciile lor. Și de ce se întâmplă un spectacol grotesc pe de-o parte, pe de altă parte ridicol. Ce atât, pentru ce să aduci un slăbănog aici unde noi suntem sănătoși și vrem să ascultăm acest om extraordinar? Ei, dar dragostea aceasta a învins și ridicolul, și penibilul, și mândria, și trufia, a învins și mulțimea, a învins și terasa, a învins și gravitația, încât l-au adus pe bolnav și l-au pus la picioarele Mântuitorului. Acesta este rolul nostru, unii cu alții și cu cei care cu adevărat sunt paralitici, paralizați duhovnicește, pentru că boala contemporană, omului contemporan, este paralizia duhovnicească. Paralizie duhovnicească 90 și ceva la sută. Există sentimentalisme multe. 95% sau 90% din popor se declară creștin și este botezat. Dar un procent foarte mare, mai degrabă practică un tic social sau un reflex social sau, cum am putea să spune, niște sentimentalisme. Îmi place cum se cântă, îmi dau lacrimile, aprind o lumânare că-i de bine, mă liniștește, e pace, e liniște, e ordine și toate celelalte care cad sub simțuri, sub partea sensibilă a simțurilor noastre. Ei bine, viața duhovnicească cade sub partea inteligibilă, care este în adâncul sufletului nostru. Iar pentru partea inteligibilă, pentru partea duhovnicească, avem mai puțin sau foarte puțin candidați. Iar acest aparat duhovnicesc, care este totuși un receptor al energiilor dumnezeiești, acesta nu mai funcționează, nu mai este pe
frecvență cu Dumnezeu și el este cu totul și cu totul dezacordat, slăbănogit și paralizat, prăfuit, încât stă de ani și zeci de ani acolo și nu se mai poate mișca. Aceasta este starea multora, mult prea multora dintre noi, din cei din neamul nostru, care încă o dată spun, sunt botezați. Noi nu vorbim aici de păgâni, noi vorbim de oameni botezați în numele Preasfintei Treimi, botezați creștini ortodoxi, nu botezați așa dați cu niște stropi pe după ceafă sau mai știu eu ce chipsuri primesc pe la, zicând că împărtășani. Vorbim de oameni care au fost afundați în numele Preasfintei Treimi, au fost mirunși și împărtășiți cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și cu toate acestea, zac pe targă paralitici, paralizați duhovnicește. Măcar că targa aceasta, de fapt, e ca un stadion în care aleargă tot timpul, nu se știe dacă grijile îi aleargă pe ei sau ei aleargă după griji, nu se știe dacă se grăbesc undeva sau dacă cineva îi aleargă către ceva, nu se știe foarte exact dacă cineva în trafic care e foarte grăbit și s-ar coborî la tine să te ia la bătaie, l-ai opri și l-ai pune pe un scaun într-o cameră și s-ar liniști câteva minute și după aceea l-ai întreba: oare te grăbești undeva sau fugi de cineva? S-ar putea să fie o mare surpriză că, de fapt, instinctul nu vine din a te grăbi, că nimeni nu se grăbește, e foarte fericit să ajungă la muncă, ci mai degrabă că cineva la leargă, fuge de ceva, fuge de cineva și anume de sine. Aceasta este starea în care suntem, în care este poporul nostru. Și acum, văzând credința lor, i-a spus: iertate îți sunt păcatele tale. Ce ne rămâne nouă? Brancardierii. Da? Zicem că suntem brancardierii, măcar că nu știm dacă 4 inși putem lua în spate un slăbănog. Dar poate putem 6 sau 8. Și chiar mai mulți dacă ar fi, fiindcă și noi suntem slăbănogiți, Dumnezeu, văzând iubirea noastră, văzând dragostea noastră, poate să spună, fiindcă e Dumnezeu și poate să facă numai cu cuvântul: fiule, iertate sunt păcatele tale, ridică-te, înviază, aruncă targa ta și zboară către cer. Acestea le putem face noi și, de fapt, acesta este singurul scop pentru care am venit de la neființă la ființă. Acesta este singurul scop, ca să aducem bucurie în cer. Pentru că bucurie se face în cer când se ridică un paralitic și dă slavă lui Dumnezeu. Iar ceilalți care văd aceasta spun: n-am mai văzut așa niciodată, nu s-a mai pomenit așa ceva niciodată. Cum a fost cu putință? Și Dumnezeu se smerește și spune: a fost cu putință pentru că am văzut credința lor, am văzut iubirea lor. Iată, fraților, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru om, încât și îl face pe om împreună lucrător cu sine la fapte dumnezeiești. Împreună lucrător cu sine la fapte dumnezeiești. Închipuiți-vă o tânără care ar fi într-o situație la 16, 17, 18 ani, în sfârșit, limitele nu sunt astea, dar am zis așa ca să nu exagerez, că mai sunt și copii pe aici, într-o situație din aceasta, rămâne însărcinată și ar intra într-un mediu, s-ar duce la un cabinet, ori la un medic și acolo să fie creștin. Fata aceea să spună: nu mă pot duce acasă, nu știu tânărul pe unde a plecat, nu știu nimic, nu pot face nimic, sunt elevă, n-am bani nici de troleu, nici asta, nici asta.
și dintr-o dată să se vadă luată pe brațe, ridicată pe brațe, dusă în brațe, așa cum era dus slăbănogul acesta și adus în fața lui Hristos. Și să spună, Doamne, Tu trebuie să faci ceva cu ea. Iar ea, auzind cuvântul lui Dumnezeu, să spună, fie mie după cuvântul Tău. Cât de mare ar fi fapta aceasta pe care am face-o noi sau ar face oamenii aceia, pentru că Dumnezeu, văzând credința lor, Dumnezeu poate să o salveze și fără noi. Dumnezeu ar putea, într-o clipă, să oprească toate uciderile de prunci din toată lumea. Într-o clipă ar spune, gata, iubirea nu mai funcționează și lumea nu mai are sens. Dar încă vrea să scoată din noi iubirea către om și iubirea către el și din această iubire, această iubire a noastră să prelungească sfârșitul. Orice gând de dragoste, orice gând de bunătate al nostru poate să-ți prelungească sfârșitul cu o secundă. Și dacă adun secundele de la fiecare gând bun, al fiecărui om bun, dacă adun secundele de la fiecare gând de iubire, unul către celălalt, lumea aceasta mai poate continua sute sau mii de ani, dar chiar dacă n-ar continua atât, ar putea fi mai bună pentru copiii noștri, pentru că le lăsăm o lume cu totul și cu totul întunecată. O lume în care este o singură cultură, un singur cult. Iar în tot întunericul acesta strălucește o luminiță. La această luminiță, la această lumină, l-au adus pe slăbănog prietenii lui, frații lui. Aceasta este menirea noastră. Și de fiecare dată când se construiește câte o biserică, de fiecare dată, am stat și m-am gândit, pentru că am căzut și eu în capcana aceasta. M-am gândit, am mers așa, fără să gândesc și am zis, cred că sunt suficiente biserici în oraș. Dar n-a fost o biserică care să se construiască și să nu facă o comunitate. 20, 30, 50 de oameni care au început să lucreze în locul lor. Acela la catedră, acela la spital, acela la aprozar, acela în altă parte. Cât de minunat! Și s-au făcut echipe care s-au dus și au luat pe spatele lor câte un slăbănog, câte un paralitic și l-au adus în fața lui Hristos. Și atunci nu putem decât să ne gândim la următorul lucru, că dacă un singur om, paraliticul acela, ar fi salvat, măcar că este un sac de oase și nu merită nimic, după teoriile mai vechi, dacă un singur om, fie el și cel mai nenorocit om, ar fi salvat, merită să construiești o biserică. Dacă un singur tânăr, dacă un singur copil, dacă un singur bătrân ar fi mângâiat, merită să construiești o biserică. Mi-am dat seama de lucrul acesta pentru că un om este un univers întreg și pentru mama lui, pentru cei dragi ai lui, valorează mai mult decât toate bisericile adunate la un loc. Dacă am adunat toate catedralele lumii și le-am dat unei mame care alăptează pruncul la sân și am zis, uite, sunt ale tale. De acum tu poți să faci ce vrei cu ele, să le închiriezi, să tai bilete, vei trăi 10 generații, dar dă-ne pruncul tău. Mama va zice, niciodată, chiar dacă nu e creștină, pentru că acolo este chipul lui Dumnezeu, indiferent cum este mama aceea, e chipul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă însă cu chipul acesta când mamă și creștină renunță la darul lui Dumnezeu? Înseamnă că chipul s-a desfigurat. Înseamnă că chipul este paralizat. Și atunci
este timpul în care Dumnezeu așteaptă de la noi să spună și văzând credința lor, i-a zis, iată, iertate sunt păcatele tale și ale voastre. Amin.